Așa cum se știe, sunt suporteri, sunt foarte uniți. A fost un incident aici în punct Colț. Trecem peste asta și mergem înainte. Mereu este presiune și fiecare meci îl abordăm la victorie. Ai marcat? Cum? Da, nu contează că am marcat, contează că a câștigat echipa. Și fac tot posibilul să... Ori să marchez, ori să dau pas de gol. Pare rău că am prins o zi mai proastă, oricum am întâlnit o echipă bună, chiar foarte bună. Noi atâta putem la ora asta, ăștia suntem.
Dacă puteam mai mult, eu știu dacă am fi reușit să dăm gol primii, pentru că a scăpat Dan Stoian atunci în minutul 1 acolo, poate alta ar fi fost situația. Am căzut și fizic după minutul 7. Deci se cunoaște, o echipă care e pregătită, care face antrenamente. Noi ne întâlnim 7-8-5 o dată pe săptămână, nu putem face față. Le doresc succes, să-i fericit și promitem că pe Ilie Ioan o să-i batem și noi. O victorie importantă pentru noi, victorie de moral pe un teren, din punctul meu de vedere, impracticabil. Ați văzut modul în care se rea mingea.